este vreunul dintre voi în suferință, să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalm. Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el un gândul cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de dat va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea săruitoare a dreptului. Pace ție, cititorule, și Duhului vostru, Părinte. Aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citește în ea? Iar el răspunzând a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns cu aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om oarecare cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Dar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și apropiindu-se a legat rănile, turnând pe ele undele și